Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 17 Mod Showcase De data asta avem un Belarus 1025 parcă sau ceva de genul, stai așa să vedem 1025 care costă 9100 de euro Foarte, foarte puțin pentru care are 105 cai putere Este un mod polișat, este foarte, foarte bine modelat Avem până și furtuna și din interior avem o, nu știu, un fel de Material ciudat se vede diferit din... Uh, uh, depinde din ce unghi te uiți, se vede un pic diferit. Așa e un, uh, nu știu, un material metalic uh, ciudățel, dar uh, e interesant, e interesant cel puțin. Are bineînțeles și texturi diferite, spre deosebire de uh, celălalt mod care vi l-am arătat înainte. Asta e un pic ceva mai bine texturat, modelat uh, mult mai în detaliu, are greutate pe față, din nou detalii și pe aici. Ia, hai să vedem prin spate cum e uh, foarte detaliat pe aici. E foarte strălucitor din câte văd Chiar și la roată e detaliat Prezoane 3D Interesant, interesant Uite are și muștuc de ăsta, nu știu cum se numește De umfli roata Și chiar și ăsta este 3D Foarte interesant, bun Hai să intrăm puțin în el, e, e lăsat așa pe spate Dar așa e el, este în uh, Stilul la clasic, avem și aici tobă Care e uh, Ruginită de vreme și de timp avem o oglinzi care funcționează Funcționează, avem o oglinzi care funcționează Și bineînțeles, lumini pe față Lumini pe spate Care sunt puțin descentrate, offset, dar funcționează Adică dau lumină Și fază lungă Ba mai mult, atunci când ești înăuntru Și le aprinzi pe toate îți, îți și aprinde consola, practic aici Bordul, da? Ceea ce din nou este un plus Nu avem animații decât la volan și are un volan rotund Uh, și atât, păcat, era frumos să aibă animații și la pedale, ar fost interesant Bun, cam așa cu tractorelo Sunetul de afară diferă cu cel dinăuntru, un detaliu care mie îmi place mult de tot Fiți atenți Da, deci înăuntru este mai, uh, uh, mai încet Așa că este bine făcut din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă în Farming Simulator 17 la toate utilajele se întâmplă chestia asta, faptul că și modurile noi țin cont de asta este foarte, foarte miștoc. Pe sus mai avem câteva detalii care sunt ciudățele pentru că butoanele din dreapta, de exemplu, de acolo sunt 3D, Aparatul din stânga nu e 3D, e doar textură, iar uh, gurile de ventilație de aici din mijloc sunt de o rezoluție foarte, foarte mică. Dar în sine tractorul merită. Ținând cont că dai 10.000 aproape pe el și îți duce mult pentru că are 100 și de cai putere, uh, e tare. Ce să mai, mie îmi place mult asta și sunetele îmi plac la el. Uite ca și exemplu, urcă practic semănătoarea asta fără niciun fel de probleme și vroiam eu să testez, fiindcă are greutate pe față, nu știam ce greutate are pe față, vreau să testez dacă are greutate pe spate și dacă mai poate să mai ia curbele bine. Dacă roțile din față mai au contact cu solul și au, după cum bine vedeți, iau curbele foarte, foarte bine. Și asta este MTZ-ul. Uh, hai să vedem încă o dată cum se numește. Deci avem MTZ Belarus 1025-10000 pac 105 cai putere, asta ne interesează și întreținerea pe zi este de 0, ok, asta cât era dinainte, 32 de euro pe zi, ok, asta are 0 întreținere pe zi, asta e interesant, asta e interesant, cu siguranță se merită atunci, deci cu siguranță se merită, din păcate nu avem opțiuni să, deschidem uh, ferestre sau să deschidem uși. Mi-ar fi plăcut să deschidem eventual capota pentru că pare foarte bine modelat pe aici și mi-ar fi plăcut să văd și motorul, ceva mai în detaliu. Dar din păcate nu avem. Poate într-o versiune mai, uh mai încolo, ceva o versiune <laughs> mai înaintată. Avem și roțile care sunt 3D. Cred că de acum încolo toate, toate, roțile la orice tractor vor fi 3D. În FS15 mai existau tractoare cu roți care nu erau 3D, ci textura de pe ele erau, era așa, imita 3 d În rest, asta este... Tractorul aveți link în descriere dacă vreți să-l încercați și voi. Nu știu dacă o să joc cu el pe seria mea, dar cu siguranță e un mod interesant. Până la data viitoare, v-am salutat!